Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Liber de Datorii. Împreună cu Florian, vom aborda astăzi un subiect delicat pentru mulți dintre noi, datoriile. În continuare, haideți să răspundem la câteva întrebări esențiale. Sunt datoriile ok din punct de vedere etic? Pot cauza datoriile anumite probleme? De ce ne uităm la datorii ca și la o problemă? Haideți să vedem ce spune Biblia despre asta. Și am mai citit acest verset. În Proverbe 22:7, Biblia spune așa: bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Deci vedem ceea ce spune Scriptura despre lucrul acesta. Vedem că Biblia ne spune că putem să intrăm în robie dacă suntem datori cuiva. Suntem robii celui căruia îi datorăm o sumă de bani. Datoriile în sine nu sunt un lucru rău, dar pot crea robie, pot crea dependență datorită motivației pentru care le facem. Motivația inimii este esențială. Intrăm în datorii pentru că ne dorim ceva sau intrăm în datorii pentru că avem nevoie de ceva. Sau poate intrăm în datorii pentru că ne-am convins noi singuri că avem nevoie de ceva. Haideți împreună să urmărim un scurt material în care câțiva oameni vorbesc despre ce înseamnă datoriile în viața lor. Datoriile nu sunt ok din punct de vedere etic, poate chiar nici moral. O datorie te opresează, îți aduce zile de îngrijorare, îți aduce temeri, poate chiar depresie, poate chiar nopți nedormite. De aceea este preferabil să nu o faci. A face împrumut nu cred că este o problemă legată de etică, dar este o problemă legată de responsabilitate personală, o responsabilitate față de familie și față de Dumnezeu. Biblia spune foarte clar, când te-ai împrumutat, îți pierzi libertatea și devii robul celui care te-a împrumutat. Dacă reușești să te împrumuți fără să-ți pierzi libertatea, atunci poți să faci lucrul acesta. Niciodată nu îndemn pe cineva, eu nu încurajez pe cineva să împrumute bani. Niciodată să nu te împrumuți pentru consumabile. Aud pe unii că se împrumută de la bancă să meargă în concediu sau să-și cumpere ceva, o mobilă. Aceste lucruri le cumperi în momentul în care ai economisit bani. Poți să-ți iei o mașină second hand pe bani puțin, dar momentul în care îi ai. Sunt lucruri esențiale pentru care poate că trebuie să facem un împrumut. Eu nu-l recomand. Nu aș apela la datorii decât în cazuri extreme. În cazul în care, așa cum spune Biblia, știi că poți să înapoiezi această sumă cât de repede. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă o situație tragică în familie, poate un accident, o boală, dar tot la fel, care poți să-ți faci calculul că într-un timp cât mai scurt, Biblia spune în maxim 6 ani de zile, nu ce se practică azi 20-30 de ani, al 7-lea an să fii liber de orice datorie, sau când faci o anumită investiție care, după calculele sau prognozele care se fac, se poate rambursa sau se poate acoperi tot la fel într-un timp de maxim un an, doi. De ce? Pentru că Biblia spune, ziua de mâine nu este a noastră. Din punct de vedere etic, moral, sunt, după părerea mea, zic că sunt ok, sunt bune împrumuturile. Însă, nu aș fi de acord, de pildă, ai o mașină și îți dorești o mașină mai, eu știu, nouă sau mai performantă și tu să-ți faci împrumut pentru lucrul ăsta, să o vinzi cea veche și să-ți cumperi aia, sau să te duci, eu știu unde, în excursie, în tabăr, în vacanță, nu știu unde, și să dai o groază de bani pentru 2-3 săptămâni sau o săptămână și să faci împrumut. Un împrumut, zic, care îți poate aduce beneficiu este atunci când vrei să-ți cumperi o casă, ai prins o ocazie bună, o oportunitate care nu vrei să o ratezi și îți mai trebuie o sumă mică, nu multă, nu mare, nu sumă mare, că atunci e destul de usturător să o înapoiezi. După
cum am văzut în acest material, sunt oameni care au spus că datoriile sunt ok din punct de vedere etic și alții care au spus că nu sunt ok din punct de vedere etic. Care este răspunsul corect? Realitatea este că amândouă răspunsurile sunt corecte. Datoriile pot fi ok, dar pot să fie și greșite. Și totul are de a face, din nou, cu motivația inimii noastre și cu lucrurile pe care cheltuim banii pe care îi împrumutăm. Biblia vorbește despre înfrânarea poftelor. În Galateni 5:22 se vorbește despre roada Duhului. Versetul spune așa: dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea cu poftele ei și dorințele ei. Putem intra în datorii pentru că nu putem să ne înfrânăm poftele, pentru că ne dorim ceea ce ne dorim acum. Pentru că vrem să avem lucrul acela, vrem să avem un telefon nou sau să vrem să avem un laptop nou. Când Biblia vorbește foarte clar că roada Duhului Sfânt este înfrânarea. Pentru că putem să intrăm într-o robie, putem să intrăm în lucruri în care Dumnezeu nu a intenționat niciodată pentru noi să intrăm, doar pentru că poftele noastre primează în viața noastră, doar pentru că poftele noastre sunt mai importante decât planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. De aceea, datoriile pot să oprească planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pe de altă parte, putem vedea că sunt anumite datorii, sunt anumite împrumuturi pe care le putem face cu înțelepciune ca și o investiție. Din acest punct de vedere, unele credite imobiliare pot fi considerate o investiție. Atunci când noi împrumutăm bani, când suntem într-un loc stabil în viața noastră, din punct de vedere financiar, în care avem banii necesari pentru a face plățile, pentru a ne acoperi toate cheltuielile, toate nevoile și avem bani pe deasupra, în exces, putem să ne gândim la investiții. Sunt anumite investiții imobiliare pe care unii oameni le fac, prin care cumpără fie o clădire de birouri, fie o casă sau un apartament și apoi au oameni acolo care stau în chirie, care plătesc de fapt ei sumele datorate pe împrumutul care a fost luat pentru cumpărarea acelui loc și nu doar atâta, dar produc și un venit pentru persoanele care au făcut aceste investiții. De asemenea, sunt persoane care poate iau un împrumut pentru o franciză, pentru a deschide o afacere și din nou în aceste contexte consumatorii, oamenii care vor folosi acele produse sau acele servicii, vor plăti suma datorată pe împrumutul cu care s-a cumpărat acea franciză. Astfel, aceste datorii nu creează o robie, pentru că nu sunt lucruri care ne împovărează, ci sunt lucruri care produc pentru noi finanțe, care produc un profit și pot fi o binecuvântare financiară nu doar pentru noi, dar și pentru oameni pentru care putem oferi locuri de muncă și pentru oamenii pentru care oferim aceste lucruri, fie birourile pe care oamenii le pot închiria, o locuință pentru cineva să stea în chirie și așa mai departe. Deci cum determinăm dacă o datorie este bună sau nu este bună? Trebuie să ne uităm de ce facem această datorie. Care este lucrul care ne determină să intrăm în această datorie? Este cu adevărat o nevoie a vieții noastre? Este ceva esențial pentru viața noastră? Este ceva ce ne va aduce un profit mai încolo? Este ceva ce poate să lucreze pentru noi în viitor? Sau este doar împlinirea unei pofte de moment? Este ceva ce ne dorim acum? Dumnezeu își dorește ce este mai bun pentru noi. În cuvântul lui Dumnezeu, în Ieremia, capitolul 29, versetul 11, Biblia spune așa: căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Acest cuvânt pace, shalom în ebraică, reprezintă și prosperitate, Dumnezeu vrea binecuvântare peste viața noastră, El vrea să avem o viață împlinită și binecuvântată. Și de aceea El nu dorește ca noi să ne băgăm singuri în robie, așa cum am vorbit mai devreme, că atunci când alegem să intrăm în datorii neînțelepte, ne băgăm singuri în robie. Și este foarte important să determinăm care sunt lucrurile bune pentru viața noastră, care vor aduce un plus vieții noastre și care sunt lucrurile care ne bagă în robie datorită neînfrânării poftelor noastre. În orice aspect și în orice domeniu al vieții noastre, este important relația noastră cu Dumnezeu, este important să auzim vocea Lui, este important să cunoaștem ceea ce El cere de la noi. În ceea ce privește domeniul financiar, investițiile financiare, datoriile pe care vrem să le facem, împrumuturile pe care vrem să le facem, este foarte important să-L consultăm pe Dumnezeu, este important să-L întrebăm, să ne rugăm, să cerem să ne descopere voia Lui și să ne arate dacă lucrul pe care avem de gând să-L facem va crea o robie în viața noastră, dacă este o amenințare pentru sănătatea noastră emoțională, spirituală, pentru viața familiei noastre sau dacă poate să fie o binecuvântare, atât pentru noi cât și pentru ceilalți.
În Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20, vorbesc despre ceea ce autorii cărții Liber de Datorii numesc legea unității, și anume o învoire. Biblia spune acolo că dacă doi se învoiesc asupra unui lucru oarecare și îl cer, îl vor primi. Lucrul acesta este valabil în domeniul spiritual, dar este valabil și în domeniul acesta al datoriilor. Pentru că ceea ce se întâmplă atunci când facem o datorie, practic ne învoim cu cineva, ne învoim cu o instituție bancară sau non-bancară asupra unui împrumut. Și lucrul important de făcut aici este să mergem înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare, pentru că ne-am înjugat la un jug nepotrivit. Spune, Doamne, iartă-mă pentru ceea ce am făcut și ajută-mă să ies de sub acest jug. Am văzut multe exemple cu oameni care, odată ce au realizat prăpastia în care se aflau, odată ce au realizat cât de gravă este situația lor, cât de multe datorii parcă îi acopereau, și au început să-și ceară iertare de la Dumnezeu pentru deciziile neînțelepte pe care poate le-au făcut, pentru lucrurile impulsive pe care le-au cumpărat, fără să calculeze bine prețul adevărat și ceea ce asta urma să însemne pentru viața lor. Odată ce au făcut acest lucru, am văzut cum Dumnezeu a redus sume enorme de bani. Au fost oameni cărora cineva anonim le-a acoperit datoriile. Au fost oameni care pur și simplu au primit binecuvântări, poate un loc de muncă nou sau o sumă de bani cu care au putut să-și plătească mare parte din datorii pentru ca să se ridice înapoi pe picioare și pentru a reveni la o viață sănătoasă, la a putea administra bine ceea ce Dumnezeu le-a pus în mână. Voia lui Dumnezeu este ca noi să fim în unitate cu planul Lui pentru viața noastră, să fim în unitate perfectă cu El. Această lege a unității despre care Dumnezeu vorbește în Matei, El o dorește pentru noi împreună cu El. Așa cum am zis și mai devreme despre versetul din Ieremia, în care Dumnezeu ne spune că are un plan bun pentru viața noastră, are un plan prosper pentru viața noastră. El își dorește ca noi să trăim o viață plină de bucurie și plină de împlinire. Și de aceea El dorește să fim în unitate cu El și nu să ne jugăm la juguri nepotrivite cu alții. Dacă în urma celor auzite astăzi realizați că în viața dumneavoastră au fost decizii și sunt lucruri pentru care poate trebuie să vă cereți iertare de la Dumnezeu, decizii neînțelepte, modalități în care ați cheltuit banii și lucruri pentru care ați împrumutat bani care poate nu au fost chiar după voia lui Dumnezeu, sau dacă pur și simplu doriți ca de aici înainte să puteți să trăiți în conformitate cu planul și cu voia lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră, să luați decizii financiare înțelepte și să puteți să vă gestionați bine viața și finanțele. Haideți să mergem împreună într-o rugăciune. Florian ne va conduce într-o rugăciune în acest scop. Tată, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care Tu le-ai turnat peste viața mea până acum. Îți mulțumesc pentru îndurarea și harul care le-ai arătat față de mine până în momentul acesta. Îți mulțumesc că la fiecare pas Tu nu m-ai lăsat. Și Tată, vin înaintea Ta acum să-mi cer iertare pentru fiecare decizie pe care am luat-o fără să mă consult cu Tine, fără să cer părerea Ta. Îți mulțumesc că Tu mă ierți pentru fiecare jug la care m-am înjugat, fără să fie jugul potrivit pe care Tu l-ai pentru viața mea. Îți mulțumesc că Tu mă ierți pentru că am luat decizii de a intra în datorii fără înțelepciunea Ta, fără să mă consult cu care este părerea Ta despre lucrul acesta. Tată, iartă-mă pentru lucrurile acestea. Iartă-mă pentru că am luat aceste decizii și îți mulțumesc că Tu ești Cel care m-a ajut să ies din ele. Tu ești Cel care m-a ajut să plătesc fiecare datorie pe care o am, să dau înapoi fiecare bănuț pe care l-am împrumutat și să rup orice jug pe care eu l-am pus peste viața mea. Ajută-mă să rup orice jug al robiei pe care l-am pus peste viața mea, pentru că știu că Tu ai pentru mine o viață de libertate, o viață de bucurie, o viață de împlinire. Și îți mulțumesc că Tu mă ajuți să trăiesc într-un mai mult decât îndeajuns, în care să pot să binecuvintez pe alții, să fie o binecuvântare pentru cei din jurul meu și să pot să ajut, să pot să dau mai departe din tot ceea ce Tu mi-ai dat. Te laud, Iisus, și îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Îți mulțumesc pentru iertarea pe care Tu mi-ai dat-o în momentul acesta. Și îți mulțumesc pentru ajutorul și înțelepciunea pe care Tu ai pus-o peste viața mea, pentru a putea ieși din orice datorie și din orice lucru în care m-am băgat singur. Te laud, Iisus, și îți mulțumesc. Amin. Dacă v-ați rugat această rugăciune împreună cu noi, credem că Dumnezeu iartă și credem că Dumnezeu poate să restaureze și poate să ne ajute să ieșim din orice situație, oricât de critică pare, cu ajutorul Lui și folosind înțelepciunea pe care El ne-o dă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Liber de Datorii. Până la emisiunea următoare, nu uitați să căutați înțelepciunea Lui Dumnezeu pentru fiecare decizie financiară pe care o luați. We'll be right back.
Alpha.